Ora 17, e a treia oră de politica zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici. Ora la care au început să iasă deja românii din Fâșia Gaza. Cel puțin 20 de români au ieșit deja din Fâșia Gaza. Sunt autocare pregătite să treacă granița. Vorbim despre 103 români cărora Egiptul și Israelul le-au permis accesul. În această seară o cursă specială ATA Rom îi va aduce de la Cairo la București pe românii de acolo. Cel mai mic dintre românii scoși din Fâșia Gaza e un bebeluș de doar 2 luni, e cel mai vârstnic, are 79 de ani. Sunt 10 de persoane cu vârste sub 25 de ani. O să vorbim astăzi și despre ce spune Netanyahu, că Israelul va asigura securitatea Fâșiei Gaza, dar ne uităm puțin și la ce se întâmplă cu America, pentru că din informații că înarmează puternic Taiwanul în această perioadă, mâine ar trebui să aflăm dacă încep sau nu negocierile și pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Facem analiza celor mai importante subiecte împreună cu Alexandru Grumaz, generalul Alexandru Grumaz. Bun găsit, mă bucur să vă revăd. Bună ziua, Ioana. Domnule Grumaz, haideți să vorbim puțin despre românii care ies din Fâșia Gaza în această după-amiază. Foarte dificil am ajuns aici. S-a pus mult în discuție de ce România nu mai are capacitatea de a discuta cu Israelul. Noi știam că avem bune relații cu Egiptul. În sfârșit ies primii 103 împreună cu familiile în această după-amiază. În primul rând trebuie să ținem cont de faptul că au ieșit din Fâșia Gaza cei care au fost în organizațiile internaționale. Și aici au fost și bulgari, și italieni, și americani, ăștia au ieșit primii. După aceea au făcut liste cu cei care sunt în Fâșia Gaza, liste care s-au făcut pentru un dialog cu cei care conduc Omanul și cu Israelul. Și așa am ajuns și noi pe aceste liste, cei care sunt români, mă rog, sunt probabil cetățeni palestinieni cu cetățenie română, nu știu, pentru că am văzut lista pe care a spus-o înainte, n-am văzut niciun Gheorghe, n-am văzut niciun Ion, am văzut Muhammed, am văzut Nuri. Să mai dăm lista, Georgiana, lista cu cei evacuați, da. Da, deci probabil că e foarte bine că am reușit să facem acest lucru, e foarte bine pentru că relațiile noastre sunt oamenii noștri. De acolo sunt copii, mici, și lucrul ăsta este foarte bun. Am reușit într-un final să scoatem 100 de oameni. Este o chestiune foarte importantă. Ei s-au întâlnit cu reprezentanții celulei de criză ai Ministerului de Externe în Egipt, care îi vor duce de la punctul Rafah, îi vor duce la Cairo și de acolo vor lua avionul pus la dispoziție de guvernul României. Dar eu credeam că vorbim la începutul acestei emisiuni de turneul domnului președinte în Africa. O să vorbim imediat, domnule Grumaz. Am și acest subiect pe listă, dar am luat-o în ordine cu Israelul, așa cum am agreat împreună. Am și turneul din Africa imediat. Însă aceasta este lista despre care vorbiți, despre românii care sunt evacuați în aceste clipe din Fâșia Gaza. Ce se va întâmpla în zilele următoare, domnule Grumaz? Pentru că Israelul susține că urmează un asalt asupra... Deci în zilele următoare trebuie să ținem cont. Noi nu trebuie să desprindem niciun moment ceea ce se întâmplă în Fâșia Gaza de ceea ce se întâmplă în contextul internațional. În primul rând, forțele terestre ale Israelului vor intra cu tancurile, au înconjurat deja Fâșia Gaza și încep la ora actuală, o să înceapă să lovească punctele de comandă în continuare, tunelurile, o să intre în tuneluri și în bunkerele lor subterane din Fâșia Gaza. Asta este unul. Cine beneficiază, că asta spuneam, bun, război acolo se întâmplă, dar cine beneficiază de aceste acțiuni în Gaza? Păi cine să beneficieze altcineva decât Vladimir Putin? Pe de o parte, propaganda rusă care valorifică conflictul pentru a speria propria populație. Pe de altă parte, Rusia ar putea să-și demonstreze acum legăturile cu lumea islamică. Dar, din păcate, aceste legături s-au pierdut în negura vremilor. Deci nu mai e Uniunea Sovietică. Rusii totuși încearcă la ora actuală să-și reînnoiască tratatele cu țări din Africa. Și mă refer aici la Eritrea.
unde vor face o bază militară în orașul Port Asab, pe care l-au modernizat Emiratele Arabe Unite, și unde acolo există o bază militară de aviație a Emiratelor Arabe Unite. Este, de fapt, dacă vreți, în Marea Roșie, omologul din Marea Mediterană a portului Tartus. Să nu uităm că prin Marea Roșie 15% din schimburile comerciale ale Rusiei trec pe acolo. Rusia este în competiție cu China pentru influență în Cornul Asiei, Africii. Și să nu uităm, China are port în Djibouti, unde de altfel au porturi și Statele Unite și Franța și Japonia, porturi, e mult spus, au facilități militare la mare, la Marea Roșie. Da. Războiul din Ucraina și competiția pentru Africa i-a determinat pe ruși să caute din nou porturi la ape calde. Da, vreau să ne uităm puțin. Cu noastră am discutat soluțiile care sunt pentru fâșia Gaza după ce se termină după ce sunt eliminați cei din Hamas. Cu dumneavoastră am analizat cele trei variante, însă Netanyahu a făcut niște declarații ieri și o să le urmărim imediat, în care spune că Israelul e pregătit pe o perioadă lungă să își asume controlul în Gaza. Haideți să urmărim securitatea în fâșia Gaza, să urmărim. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. When we don't have that security responsibility, what we have is the eruption of Hamas terror on a scale that we couldn't imagine. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. I've said that there are going to be very tough questions that are going to be asked, and I'm going to be among the first to answer them. We're not going to evade that. The responsibility of a government is to protect the people, and clearly that responsibility wasn't met. Da, domnule Grumaz, asta și în contextul în care americanii spun că ei n-or să trimită niciun fel de misiune de monitorizare acolo a situației în fâșia Gaza. Da, sunt mai multe discuții. Noi am discutat despre acest eveniment. Într-adevăr, s-a discutat între regele Iordaniei și președintele american despre o reformare a conducerii palestiniene din Cisjordania, care să preia și controlul Gaza. S-a discutat acum câteva zile între Abbas și Blinken, deși au vorbit o oră în Ramala, nu s-au adresat presei, așa cum făcuse Blinken în timpul etapelor anterioare ale călătoriei sale regionale. Blinken a spus că Washington s-a angajat să trimită un ajutor în Gaza, este de acord cu pauze în operațiunile militare, dar nu este în niciun caz de acord cu oprirea acestor operațiuni militare, care ar duce la regruparea Hamas în zona din nord. Deci, din punctul de vedere, nu putem să tragem o concluzie la ora actuală. Bibi Netanyahu a avut o discuție cu ambasadorii prezenți în Israel despre această problemă. Ea va fi o problemă ulterioară, deși ar fi fost bine să fie cunoscută de la început. Ea va fi o problemă care se va discuta ulterior eliminării Hamasului din zona Gaza. Da, haideți să schimbăm pentru foarte scurt timp registru, pentru că vine această informație că mâine Comisia Europeană ar urma să dea undă verde pentru începerea negocierilor Republicii Moldova, da, și Ucrainei la Uniunea Europeană, mai slabe șanse la Ucraina, dar hai să vedem ce ar însemna pentru Republica Moldova. Ni se alătură și Anatol Șalaru, fost ministru al apărării în Republica Moldova. Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua! Ce înseamnă concret? E un lung drum, evident, nu înseamnă nici aderare, înseamnă doar deschiderea negocierilor. Da, e un drum foarte lung, foarte greu de parcurs, deoarece Republica Moldova este un stat asistat social și nu are capacitate să supraviețuiască fără sprijinul Uniunii Europene, fără sprijinul României. Dar noi sperăm să se întâmple o minune mâine și toți cei care au avut anumite obiecții, liderii statelor Uniunii Europene, să ia decizia politică de a invita Republica Moldova și Ucraina, fiindcă aceste două țări merg în tandem, la pachet, ca să zic așa, și nu cred că
va fi invitată Ucraina fără Moldova sau Moldova fără Ucraina. Dar oricum, multe se pot întâmpla, ținând cont de faptul că Finlanda merge pe ideea că trebuie să adere în primul rând țările din Balcani. Austria are obiecțiile ei care vin de la Moscova și nu din interesele Austriei. Și pot să mai apară, cum a fost și Suedia, care și-a avut niște obiecții, dar sper, cum a mai fost, cum a mai făcut Uniunea Europeană, să ia o decizie politică și să invite Republica Moldova și Ucraina să înceapă negocierile, care vor fi de durată. Bun, domnule Grumază, dacă despre Republica Moldova poate că lucrez mai simple, dar la Ucraina vorbim despre o țară totuși în război. Care sunt șansele în mod real pentru o aderare într-un timp? Nicio problemă nu este simplă și decizia nu se ia mâine, decizia se va lua în decembrie, când vor veni șefii de state să discute. Problema este că trebuie să ne uităm în spatele scenei. Dacă vă uitați în față și vă luați după tot ce scrie presa, nu o să înțelegeți nimic. Deci, decizia este ca aceste țări să înceapă, indiferent că sunt din Balcanii de Vest sau că sunt din Moldova și Ucraina, să înceapă discuțiile de aderare. Care va ajunge la linia finală? Care se va hotărâ în final să intre în Uniunea Europeană? Depinde de reformarea Uniunii Europene. Să fie foarte clar, la ora actuală, până în 2030, se discută reformarea Uniunii Europene, inclusiv sistemul de vot, inclusiv câți comisari vom avea, dacă vom mai avea comisari al fiecărui stat, s-ar putea să avem comisari aleși, dar nu să fie din același stat. Sunt foarte multe discuții. A făcut un raport referitor la situația și cum să fie modernizată Uniunea Europeană. S-a discutat acum câteva zile la Berlin de către ministrul de externe cu o parte din membrii Uniunii Europene. Iarăși o reformă. Deci la ora actuală se caută o soluție care să fie aplicată. Meloni vrea o altă structură a Uniunii Europene, ea fiind șefa Parlamentului, cel mai tânăr europarlamentar care a preluat această șefie, mai ales că este și o femeie, este o femeie ambițioasă, care a rezolvat problema Qatar-Gate. Mă rog, cel puțin a început-o și a dus-o până la un anumit punct aproape de final. Deci lucrurile astea sunt extrem de complicate. Nu știm cine va ieși, nu știm echilibrul de putere în Uniunea, în viitorul Parlament European, nu știm dacă dreapta va fi cu extrema stângă în același care sunt proporțiile. Adică trăim într-o vreme extrem de complicată a Europei și va trebui să ne gândim foarte bine ce vom face, cum vom merge și în ce direcție o vom lua. Pentru că dacă la ora actuală ajunge extrema dreaptă în Parlamentul European, deja se apropie de 20% în Germania și într-o alianță poate să dea inclusiv cancelarul, trebuie să ne gândim foarte bine. Lucrurile nu sunt deloc simple. Dar în opinia mea, Moldova și Ucraina și Balcanii de Vest vor începe procesul de aderare. Da, domnule Șalaru, și totuși m-aș uita puțin la alegerile astea locale, care tocmai s-au încheiat acum în Republica Moldova. Și v-aș întreba în analiza dumneavoastră, acum s-au așezat și cifrele și rezultatele, cum a fost totuși posibil să câștige cu așa scor Ceban, prorusul Ceban la Chișinău? Cum încă oamenii lui Șor au luat cifrele impresionante în diversele locuri, raioane și așa mai departe? Și dacă asta e o frână pentru tot ce se chinuie să facă azi Republica Moldova pe drumul ei european? Da, sunt foarte interesante rezultatele alegerilor și PAS, desigur că a pierdut aceste alegeri. A luat doar 26% din totalul de voturi, 32% prin redistribuirea mandatelor de la voturilor de la cei care n-au luat suficiente voturi. Dar greșeala este a guvernării, fiindcă s-a grăbit să anunțe că rezultatul alegerilor locale va fi un mesaj pentru Uniunea Europeană și va
fi un semnal foarte clar pentru dorința noastră de aderare la Uniunea Europeană. Eu nu prea cred că un primar ales într-un sat din care are 125 de alegători și el nu știe nici cine sunt vecinii Republicii Moldova, a venit cu un mesaj pro-european, geopolitic, a vorbit de integrare europeană. Ei au avut problemele lor. Dar cea mai mare surpriză a fost că Ban, partidul lui Ivan Ceban, a luat 32% în capitală. Un partid care era cotat la 4, maximum 6% înainte de alegeri. Deci problema este că electoratul PAS-ului a aplicat un vot de protest. A încercat să transmită un mesaj PAS-ului că s-au autoizolat, sunt autosuficienți, sunt îngânfați, sunt aroganți, nu încearcă să discute și să negocieze și cu celelalte partide de dreapta. Dimpotrivă, au făcut tot posibilul ca să le distrugă. Și problema nu e rezultatul la locale, că ei s-au grăbit ieri dimineață să anunțe că am luat majoritatea, adică suntem pe primul loc în 19 raioane. Fiind pe primul loc în 19 raioane, încă nu înseamnă nimic, fiindcă trebuie să faci o majoritate de 50 plus 1 ca să poți alege președintele de raion, vicepreședinții, funcțiile importante dintr-un raion. Iar ei nu au această majoritate și nu au cu cine face. S-ar putea întâmpla că deja a apărut în presă că PAS-ul negociază cu socialiștii în anumite raioane să facă majoritate în consiliile raionale. Da. Ceea ce e foarte urât, fiindcă până acum au spus că socialiștii sunt oamenii Moscovei și noi luptăm cu Moscova. Știți în campania electorală pentru locale. Da, mulțumesc mult, Anatol Șalaru, mulțumesc mult pentru analiză, ne fugărește timpul și eu nu vreau subiectul ăsta, să știți, domnule Grumaz, că l-am mutat de pe oră pe alta până la dumneavoastră, că eu am vrut să știu neapărat ce ziceți că face domnul Iohannis în Africa, că eu m-am căutat, am crezut că se duce în Niger să rezolve problema acolo, dar nu se duce. Da, da, e important, știți că e foarte important, Senegalul, da. Nigerul, Kenya se și duce. poate la anul merge la Australia și Noua Zeelandă, că avem lui Biște acolo din zonă și poate aducem mai mulți încoace. Adică important e reprezentarea noastră în afară. Adică trebuie să facă aceste lucruri și foarte bine că le face. Dar ce putem noi acum, România, ce putem noi să obținem sau ce putem să discutăm? Ce poate domnul Iohannis să vorbească? Doamna Ioana, resurse! Avem nevoie de resurse, de petrol, de astea. Cum să nu? Sunt atâtea resurse în zona aia a Africii încât ați văzut China se bate pentru fiecare bucată de pământ din Rusia și a trimis gruparea Wagner. Cum adică? Avem și noi acolo, putem și noi să... Bine, nu să facem cum am făcut pe vreme în vechiul regim, când aveam relații foarte bune cu toată lumea din Africa și trimiteam tot ce produceam în România în general acolo. Dar e foarte bine. Opinia mea este foarte bine. Această vizită va fi o vizită foarte frumoasă. Dar în ce sens? Adică ce putem să obținem de acolo, domnule Grumaz? Vă întreb serios că oamenii au impresia de fiecare dată când pleacă Iohannis undeva că se ce se plimbe. Resurse. Kenya este o țară bogată în resurse, la fel ca Senegalul, la fel ca și Nigeria. Nigeria are petrol. E foarte bine. Adică avem nevoie de resurse. Nu ne putem dezvolta dacă nu avem resurse. Asta în contextul în care Macron a pierdut. Franța a pierdut puterea, controlul pe care l-avea. Nu mai putem discuta de el, pentru că el a pierdut mai de mult aceste... El a pierdut din momentul în care a pierdut Maliu. Când ai pierdut Maliu, zona de acolo și ai făcut, după ce ai făcut investiții enorme în zona respectivă, ai pierdut-o, acum e greu să mai revii, pentru că ai creat deja o atmosferă care nu este propice unor dezvoltări, unor relații. Bun, domnule Grumaz. Asta nu mi-aduc aminte de Libia. Libia, vă aduceți aminte, da. Președintele francez care l-a primit pe Gaddafi, ultimul care l-a primit pe Gaddafi, și și-a pus cortul în spatele turnului Eiffel și acolo a avut discuții cu Sarkozy. Ce să mai discutăm?
Da, o să discutăm imediat despre americani și Taiwan, despre înarmarea Taiwanului, dar luăm o scurtă pauză. Da, ne întoarcem în aceeași formulă, dar trebuie să iau publicitatea. Imediat. Ne-am întors și ne mutăm puțin să vedem ce se mai întâmplă și cu Taiwanul, cu China. SUA înarmează puternic Taiwanul. Vorbim despre 80 de milioane de dolari care au fost dați de Biden către Taiwan. Domnule Grumaz, americanii susțin, mă refer la populație, o intervenție a Americii în Taiwan în cazul unui atac al Chinei acolo. Doamna Ioana, înainte de a trece la subiectul pe care le propuneți, am să mai spun un singur lucru referitor la ce afirmație am făcut înainte. Dom'le, avem o ambasadă, vă întreb, avem o ambasadă a Australiei în România? Dacă îmi spuneți unde este, eu mi-aduc aminte că în anii 90 aveam o ambasadă, ne duceam ca să luăm vize pentru Australia la Belgrad. Acum înțeleg că ne ducem în Grecia, da? Bine, și acum trecem mai departe. În ultimul deceniu, echilibrul militar din strâmtoarea Taiwan, într-adevăr, s-a înclinat dramatic în favoarea Chinei. Este clar. De aceea, vechea formulă nu mai funcționează și Washingtonul, la ora actuală, insistă ca politica sa, deși nu s-a schimbat, trebuie totuși să facă ceva pentru Taiwan. În iulie 2023, Casa Albă a aprobat o vânzare de 500 de milioane de dolari în echipamente militare. Și vă aduc în atenție două lucruri. Actul de autorizare al apărării naționale pe 2023 a aprobat o finanțare de 500 de milioane până în 2025 pentru, atenție, un stoc regional de urgență în Pacific. Stoc de, regional de urgență. Asta înseamnă că Pentagonul folosește o autoritate separată în acel proiect de lege pentru Taiwan. Pentru 2024, la fel există o autorizare pentru 5 ani de contracte de achiziție. Și aici am să spun, muniție pentru rachete antinavă, rază lungă de acțiune, rachete navale, rachete de precizie, torpile MK-48 și rachete antinavă. De fapt, dacă stăm să ne uităm la evaluarea observatorilor militari, ea este tranșantă. Insula este lamentabil de slab pregătită pentru un atac chinezesc. Lista problemelor este lungă. Am să vă dau câteva exemple. Armata taiwaneză are sute de tancuri de luptă îmbătrânite, dar puține sisteme de rachete moderne. Lecțiile invaziei din Ucraina au fost șocante pentru Taipei. Artileria a dominat câmpul de luptă și în Taiwan au unuri din timpul războiului din Vietnam și chiar din timpul celui de-al doilea război mondial. Acestea sunt încărcate manual și sunt greu de deplasat. Taiwanul are și lucruri bune, trebuie să recunoaștem. A lansat la apă primul submarin pe care l-a denumit Haikun. Și aici are o asistență foarte importantă. Sistemul de management al luptei submarinelor AMBYG-1 utilizat de submarinele nucleare ale Marinei SUA a fost vândută Taiwanului pentru dotarea acestui submarin împreună cu sisteme sonare digitale, sisteme integrate de luptă și sisteme de echipamente auxiliare, inclusiv ceea ce este foarte important pentru un submarin, periscopul. Guvernul Marii Britanii a acordat de asemenea licențe tehnologice în valoare de 200 de milioane. Iar la acest submarin au lucrat pensionari din Japonia, de la Mitsubishi și Kawasaki Heavy Industry din Japonia. Vă aduc aminte că japonezii au o mare istorie în producția de submarine și vă aduceți aminte de Pearl Harbor. De asemenea, în conformitate cu prevederile legii privind relațiile cu Taiwanul, Statele Unite vinde arme Taiwanului pentru a-și sprijini autoapărarea. Și aici putem să vorbim. În 2015 au avut loc, prin acest canal al Foreign Military Sales,
deci a programului de vânzare către străini, au trimis rachete Stinger și rachete Harpoon. De asemenea, e o problemă. Și aici am să mă refer la un lucru care e foarte comentat la ora actuală, nu numai în presa occidentală, dar și prin cancelarii. Este o întârziere în programul F-16 de vânzare, pentru că au fost cumpărate aceste avioane de Arabia Saudită într-un contract extrem de mare în timpul administrației Trump. De asemenea, structura de comandă este la pământ. Taiwanul a trimis două batalioane să se instruiască în Statele Unite. De asemenea, Taiwanul a redus serviciul militar de la un an la doar 4 luni în 2013, după care a revenit și l-a adus la 12 luni, o măsură care va intra în vigoare anul viitor. Și aici mai e un lucru de menționat, faptul că în zona acolo a Mării Chinei de Sud trebuie remodelate alianțele din regiune. Trilaterala SUA, Japonia, Corea de Sud este extrem de importantă. Au făcut o linie directă între cele trei cancelarii militare. De asemenea, creșterea forței Quad, Japonia, SUA, Australia, India și APUS-ul, Marea Britanie, SUA și Australia, care se apucă să facă submarine pentru Australia. Deși Australia a început, dacă ați văzut, primul ministru australian este la Beijing și au început să-și încălzească relațiile. Xi Jinping a spus că este un moment important ca aceste relații să revină la normal dintre Australia și China. Deci acolo lucrurile sunt foarte complicate în zona aia. Deja Japonia își ia măsuri împotriva sistemului, își face un sistem de apărare și de avertizare timpurie împotriva rachetelor balistice care pot ateriza în insulă din Coreea de Nord. De asemenea, Coreea de Sud își face un sistem de avertizare timpurie, deja o instalație TAD de înaltă altitudine împotriva rachetelor balistice, o instalație americană. Lovirea acestor rachete este în Coreea de Sud. Pentru că ați amintit de F-16, vreau să vă mai întreb o chestiune. Au ajuns în România primele 5 avioane F-16 pentru antrenarea piloților ucrainieni. România e hub regional pentru antrenarea piloților. Înțelegem că până la 12 avioane, cel puțin, va livra Olanda F-16 în România. Da, e foarte bine faptul că, vedeți dumneavoastră, relația, și aici trebuie să amintim un lucru. Relația pe care o are președintele Iohannis cu Mark Rutte este una extrem de importantă. Mark Rutte se pare că va fi viitorul secretar general NATO. Da. El a fost întrebat de jurnaliștii occidentali și a spus că se gândește și că n-ar refuza această oportunitate de a fi viitorul secretar general NATO. Deci el s-a gândit foarte bine, a fost unul din promotorii relației cu Ucraina și unul din oamenii care a dat ajutor, o mână de ajutor, prin materialele militare pe care le-a livrat Ucrainei. Să nu uităm de asemenea că în Olanda este cea mai mare firmă producătoare de mașini de litografia pentru chipurile de ultra mare fidelitate, deci de 5 nano, ceea ce iarăși e un lucru foarte important. E bine că România a obținut acest hub internațional, e bine că noi avem o relație cu Lockheed începută în 1998, când primele delegații au venit și ne-au prezentat la departamentul înzestrării avioanele F-16 și F-18. La vremea respectivă, noi am vrut să cumpărăm noi. Da. Mă rog, s-au schimbat președinții, s-au schimbat șefii la armată și am ajuns la nivelul 2. Da, mulțumesc foarte mult pentru întreaga analiză. Alexandru Glumaz a fost alături de noi. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă la final. Hezbollahul anunță că va dubla numărul morților israelieni după atacurile dinspre Israel către Liban pentru a
contracara aceste atacuri ale teroriștilor Hezbollah asupra nordului Israelului, însă ce se întâmplă în fâșia Gaza ne interesează în acest moment și pentru că au fost deja nenumărate ultimatumuri date civililor, astfel încât ei să plece dinspre nord, spre sudul fâșiei și astăzi a existat un coridor umanitar timp de 4 ore, însă fâșia Gaza este acum izolată, practic Gaza City este practic izolată de restul enclavei, urmează asaltul final al Israelului, așa cum spune armata israeliană, e o chestiune de ore sau poate că de zile, până la momentul în care vom vedea atacuri țintinte asupra tunelurilor pentru destructurarea rețelei teroriștilor Hamas acolo în fâșia Gaza. Vă reamintesc informația momentului, românii noștri trec punctul de frontieră dintre fâșia Gaza și Egipt, o aeronavă Atarom îi așteaptă la Cairo și vor fi aduși acasă 103 români împreună cu familiile lor. A ajuns la final Politica Zilei, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit, ne revedem mâine de la 15 la 18, de la Fix începe Bună România, rămâneți aici!